Bun, a mai trecut o etapă. Pentru Rapid nu s-a încheiat încă etapa. Am zis că aștept până la finalul ei, dar nu mai răbdare și nici timp să amân și mai mult comentariul meciului pe care l-am savurat sau nu vineri. Eu am fost pe stadion. Nu mai fusesem de ceva timp, pentru că recunosc, m-a deranjat și faza cu biletele de la meciul cu Dinamo și, în general, îmi place să merg la meciurile cu echipele mai mici, ca să spun așa, pentru că atmosfera este similară și e nebunia mai mică, în fine. Am fost la suficient de multe meciuri încât acum să-mi permit poate luxul să nu fiu la fel de implicat pe stadion. Nu m-am identificat niciodată ca fiind un ultra sau ca fiind și unul dintre acei suporteri fanatici care poartă echipa de la spate, poate. Evident că am cântat și eu, dar trecând peste aceste lucruri, am vrut doar să menționez că am fost la meciul cu Iași și voiam să-l comentez puțin, evident, cum am obișnuit după fiecare etapă. O victorie modestă, 3-2. Doar că Rapidul a jucat cu un adversar care cred că după Dinamo e cea mai slabă echipă din campionat. Nu știu dacă este alta mai slabă, cel puțin din ce am văzut eu până acum. E o echipă modestă, modestă, care a deschis scorul, dar după care s-a văzut că Rapid, dacă a pus un pic osul, a dat două goluri imediat. De fapt, dăduse și pe ăla imediat după ce a deschis ea scorul, a fost anulat pe motiv de offside. Ok. Așadar, a dat două goluri, a ratat 11 metri executat deplorabil de Rahmani și putea să dea până la pauză, probabil să intre cu un 5-1 la cabine. S-a mulțumit să se apere. Și asta, iată că a adus, bine, penaltul Rahmani a venit după ce Iașiul egalase în prealabil, că asta voiam să zic. Moliciunea asta cu care s-a tratat totul după golul de 2-1 a dus ca Iașiul să egaleze iar. Și Iașiul nu e o echipă care să dea două goluri pe Giulești. În repriza a doua, Ioniț a marcat iar. Mă bucur tare mult să-l văd pe Ioniță revenindu-și la capitolul ăsta de lider, de poate legendă rapidistă în devenire, pe care un capitol pe care am fost eu, am îndrăznit să-l abordez acum două etape, cred. Sau chiar la meciul, după meciul cu Hermannstein, nu mai mi-aduc aminte. Ideea este că Ionița a marcat o dublă, a marcat golul victoriei și asta îi consolidează poziția de, cred eu, urmaș în vestiar al lui Săpunaru, care nu știu cât va mai juca sezonul ăsta, poate încă un sezon, habar n-am. Cert e că Ionită este mult mai tânăr și are perspective prin ceea ce reprezintă să continue tradiția asta. Eu și eu sper să o continue și să joace cum a jucat cu ea și să joace din ce în ce mai bine și să joace sau măcar la nivelul ăla, care ca să ajungă să ajute și să ajungă cu cât mai multe goluri în clasament și să ajute Rapidul să se mențină pe poziție de play-off. În rest, aș vrea să remar totuși lejeritatea aia pe care am condamnat-o înainte acestei perioade de meciuri fără înfrângere. Este o perioadă de 8 meciuri, s-a mai adăugat unul, doar cu Iașiul putea foarte bine să se termine 3-3. Și atunci era un eșec practic, fiindcă este vorba de o echipă foarte slabă, nu mai vorbim acum, hai să spunem. Dacă era oricare altă echipă în locul Iașiului, să spunem un Botoșan chiar, bine, Botoșan e cam la fel. Dar Șepși, Craiova, Farul, oricare dintre Craiove, nu știu, CFR, o echipă de genul ăsta, dacă jucai la fel, te bătea sigur. Și Rapid riscă să piardă puncte și meciuri în stilul ăsta. Eu sper că nu, dar cert e că în momentul în care ataci, ai șanse foarte mari să te desprinzi ca lumea pe tabelă. S-a văzut cu Dinamo, s-a văzut cu Craiova. E adevărat, Dinamo mai slabă decât Iași, dar nu contează. Nici Iași nu era o echipă care să te sperie. Rapidul putea să-i dea 7-8 goluri. Fără niciun fel de exagerare. S-a văzut sezonul ăsta că se poate. S-a văzut sezonul trecut cu FCSB. Cele 5 goluri marcate. Nu mai stăm să dezvoltăm acum și să justific fals un presupuse prostii pe care poate crede alții că le spun. Nu, Rapidul este o echipă care, mai ales pe Giulești, o echipă de genul Iașiului, poate să o bată. Uite, m-am gândit la penaltul lui Rahmani, cât de prost a fost executat și nu-mi dau seama cum un fotbalist atât de talentat și cu atâtea calități de atacant pe care le are Rahmani, poate să execute atât de prost un penalti. Mi-am adus aminte instant de un interviu pe care am avut plăcerea să-l fac acum vreo 7-8 ani cu Pui Ionescu, și în care Pui Ionescu mi-a spus că el nu rata penalturi. Din câte și-aduce el aminte, nu a ratat decât unul, pentru că bătea tare,
la asemenea înălțime lângă bară și portarul nu putea să ajungă. Este o strategie care este aplicabilă oricând, pentru că portarul nu se ajunge acolo. Și vorbim despre un om care este golgheterul all-time al Rapidului. Nu vorbim despre oricine. Vorbim despre un fotbalist care a fost de cea mai înaltă calitate și care, țin minte că a dat 4 goluri tocmai într-un meci cu Iași, cred că vreo 2 sau 3 din 11 metri, nu mai mi-aduc aminte câte din 11 metri, cert e că a dat în anii 60, nu știu dacă în 66 sau în 65, dar pe acolo, a dat 4 goluri într-un 8-1 cu Iași. Nu știu dacă era aceeași echipă, în fine, era cu Poli Iași. A fost 8-1 și Puiu Ionescu a dat 4 sau chiar 5 goluri. Pe Giulești sau unde se juca meciul atunci, nu știu, cred că totuși pe Giulești. Adică s-a jucat acasă la Rapid. Și mă gândeam așa și la vorbele omului și la cât de prost a bătut Rahmani 2 penaltiuri la rând. Pentru că și penaltiul din meciul cu Dinamo a fost bătut prost, doar că atunci a revenit și a marcat, care a respins prost adversarul, portarul advers. Altfel nu marca și atunci era rău. De-aia zic, cu CFR Cluj, scuze, nu cu Dinamo. Și mă gândesc cât de ușor este să cazi într-un cont din ăsta fără să ai motive neapărat. Adică Rapidul are potențial. Acum continuă să joace ca sezonul trecut pasele alea în propria jumătate riscante, dar față de sezonul trecut se vede că acum sunt fotbaliști care știu mult mai bine cu mingea. Sezonul trecut se încercau chestiile alea, mai ales la începutul sezonului, erau fotbaliști care nu știau, pentru că se vede. Brown, că ne place sau nu știe, mult mai bine cu mingea decât Onea. De Borza n-aș zice neapărat că știe mai bine decât Moraes, dar când îți intră Ioniță, când îl ai pe Petrila, păi se compară Petrila cu Costache, de exemplu, sau Costache cu Petrila. Funșo, la fel, este un fotbalist care știe foarte bine să controleze mingea și să intuiască pasele, să ofere pase. Acum merge cu astfel de fotbaliști, nu mai zic când intră Papu. Chiar Emers, chiar n-aș zice neapărat Wide. Albu mai știe. El a fost anul trecut și îl strica într-adevăr jocul ăsta, pentru că dacă nu ai cu cine, nu poți să faci. Altfel se văd lucrurile astea. Altfel merg acum. Doar că, din păcate, când abuzezi, toți o furi, fiindcă tu apelezi la sistemul ăsta cu pase în propria jumătate, tot defensiv. Să ții mingea departe de poarta ta, dar nici să nu riști atacând. Dar dacă riști atacând, ai șanse mai mari. Și eu sunt sigur că Bergodi le spune asta, pentru că altfel nu ai fi legat 8 meciuri la rând fără înfrângere și nu ai fi jucat atât de bine pe Giulești, de la un meci la altul, pentru că nici nu știu acum, s-au legat 4 victorii la rând pe Giulești. În toate s-au marcat cel puțin 3 goluri. De fapt, s-au marcat 3 cu Faru, 3 cu Cluj, s-au dat 4 cu Dinamo și acum iar 3 cu Iași. Este evident că forța ofensivă a Rapidului este în creștere. Mai ales de la venirea lui Rahmani. Din păcate, Rahmani are 2 meciuri, a avut 2 meciuri foarte slabe. Și sper că nu s-a băgat în mocir la asta a suficiența ligii întâi, în care probabil dacă auzi că dacă marchezi 12 goluri deja ai șanse să pleci pe dublu pe cât de cât ai venit, să pleci pe la Arabi sau să pleci, nu știu, prin Turcia sau printr-un campionat din ăsta nu foarte prost, mult mai bun decât al României, dar nu foarte bun pe lângă ce ai putea să ajungi. Sper să nu fie asta, pentru că Rahmani are o calitate excepțională. Bun. Cam asta am vrut să spun. Victoria este una extrem de importantă. E bine că s-au marcat 3 goluri. E bine că până la urmă Ioniță a fost motorul echipei din nou. Din păcate Rahmani n-a mișcat și asta mă îngrijorează puțin. Din păcate echipa s-a retras și la 1-2 și la 2-3 și putea să aibă probleme serioase și să piardă puncte absolut aiurea. Și ce voiam eu să mai conchid? Iată acest cârjan, Cătălin parcă. Când a ajuns, m-am bucurat că a venit la începutul sezonului și în primul meci, primele două meciuri a intrat decent, cel puțin așa mi s-a părut mie. A venit de la Arsenal împrumut. Însă, de la un meci la altul era jucat tot mai slab și acum l-am văzut pe teren de live, efectiv am stat cu ochii pe el de când a intrat, pentru că la prima lui atingere n-a fost la minge, ci a fost un body check, l-a pus unui adversar imediat și a trecut ala mingea pe lângă el și l-a pus la pământ. Și am stat cu ochii pe el. Și Cârjan, nu știu dacă a atins de două ori mingea, dar l-a faultat pe ăla, i-a băgat mingea
sub mâini portarului care prinsese mingea și a băgat și o simulare în care... Și din ce am văzut, nu-mi vine să cred. Și am spus, bă, acum să-mi spună cineva, cum ajunge un fotbalist de la Domnești, care e o echipă de Liga 4-a, la juniorii lui Arsenal? Cred că răspunsul este evident, pentru că nu are cum, doar nu vine Arsenal să caute talente la Domnești. Probabil că a fost recomandat de cineva bine și nu ar fi asta problema. Că poți să ajungi, ok, te găsește în tromocirile și te face diamant. Problema este că Cârjan, din ce am văzut eu, este de vreo 4 ani la Academia lui Arsenal. Eu zic că totuși dacă avea valoare, nu, să spunem că nu era promovat la prima echipă a lui Arsenal, ok. O să spuneți că bă, că nu știu ce, deși sunt atâția fotbaliști care la 20, 21, 22 de ani fac pasul. Adică, vedeți, dacă ai valoare, faci pasul și la 15 ani, nu e asta, dacă chiar ești wow. Nu titular, dar măcar intri, măcar ești în lot, măcar prinzi 10 meciuri din 30, nu ai nicio problemă. Cârjean a fost niciodată în prima echipă și mă întreb, nu era bun oare pentru echipă de Liga a doua, măcar din Anglia, să joace? Dacă nici pentru echipă de Liga a doua din Anglia nu ești bun, să te duci să joci, bă, să fii om de bază acolo. Atunci cum ai ajuns tu la Arsenal, de la Domnești, și ce faci acolo? Ideea este simplă. Eu sper ca Rapid să nu mai aducă fotbaliști de genul ăsta, pentru că sunt pietre de moară. Cârjan m-a făcut să am impresia că Costache este de 10 ori mai bun. Și nu se poate așa ceva. Adică, mai ales că e împrumutat. Păi eu n-am avut nici despre Petrila o impresie wow, dar Petrila și-a văzut de treabă și când pune Petrila piciorul pe minge, se vede. Se vede calitate, se vede consistență, se vede determinare. Cârjan este un fotbalist pe care, din punctul meu de vedere, eu l-aș lăsa în iarnă să plece. E din categoria Mățan, din care tot așa a fost împrumutat de prin MLS. Eu, nu știu. Fotbaliști care pur și simplu nu te ajută la nimic. Adică ai adus Pănui, păi Pănui e 3 clase peste el. Pănui e în scădere de formă, păi Pănui l-aș da, dar măcar Pănui a crescut la Rapid. Acum ce facem? Aducem un fotbalist care ajută la Domnești la Arsenal și care stă de 4 ani la Arsenal și Dumnezeu știe ce face acolo. Că joacă la tinere, la junior. Hai să fim serioși, că dacă ești sculă, te ia o echipă din Liga a doua din Anglia. În fine, asta e părerea mea. Sper să nu mai văd pe Cârjan din iarnă la Rapid, pentru că este un fotbalist care... Că e când ești tânăr. Și nu e vorba de greșeli, e vorba de atitudine. Că să greșești o minge, să greșești o pasă. Să... Nu știu. Ai un atac greșit. Dar vă zic eu, când ești acolo pe teren și îl vezi, îți dai seama. Nu e un fotbalist de fizic, nu știu, nu are control. Păi nu are controlul mingii pe care are Papoca. Dacă avea un control ca Papoca, Ioniță, mai înțelegeam. Dar ce are, nu știu. Cert e că Rapidul, din punctul meu de vedere, s-a păcălit. Bine că l-au luat împrumut și, sincer, l-aș lăsa să plece liniștit înapoi la Arsenal. Poate devine campion în Anglia, cine știe. Am fost foarte dezamăgit. În rest, nu știu ce să spun. Sunt un pic dezamăgit de Rahmani. Sper să-și revină. Sunt încântat de prestația lui Ioniță și overall Moldovan și-a dat din nou examenul de portar de națională și în rest. Să mai vedem. O să fie iar o pauză pentru marea echipă națională care o să aibă două meciuri de pomină cu Belarus și Andorra. Și pe urmă rămâne să vedem cum se termină ultimele trei meciuri ale turului sezonului regular, printre care și cel cu FCSB care în etapa 15. O să fie interesant. Eu zic că Rapid poate să le câștige pe toate trei, poate să lege liniștită multe meciuri fără înfrângere. Important e atitudinea, să fie atitudinea pe care am văzut-o la multe meciuri cu Craiova, cu Dinamo, cu CFR, cu Farul și așa mai departe. Atunci o să fie perfect. Hai, vă salut!